O familie întreagă, părinții și două fetițe de 6 ani și respectiv 11 ani și-a găsit sfârșitul aseară într-un teribil accident rutier petrecut în comuna Frumușani din Călăraș. Iar în această dimineață la spital a murit și șoferul care a provocat accidentul după ce a făcut o depășire periculoasă într-o mașină cu volan pe dreapta și a intrat în autoturismul în care se aflau cele două copile. Tatăl lor conducea cu o viteză nebună, spun martorii. Acul vitezometrului s-ar fi blocat la 220 de kilometri pe oră. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Uite, băi, disperarea din oameni, ce face, băi, copii morți. Tragedia s-a petrecut pe DN4 la limita județelor Călăraș și Ilfov. Extrem de grăbit, unul dintre șoferi a decis să iasă din coloană. N-a mai avut însă timp să intre la loc pe sensul său și s-a izbit frontal cu un alt autoturism. Cei doi părinți, dar și cele două fetițe de 6 respectiv 11 ani care se aflau într-una dintre mașini au murit pe loc. Păi când vine ambulanța? Mai e cineva în mașină. Trupul copilei de 6 ani și cel al mamei au rămas prinse ca într-o capcană în mașina transformată într-un morman de fiare. Băi, asta e copilă, băi! Băi, Nina, ai să-l luăm de acolo! Băi, e ceva înăuntru? Mai e o persoană afară de doamnă? La caz au fost identificate 5 victime, dintre care 2 erau încarcerate. După izbitura puternică, mașina s-a răsturnat pe plafon, iar motorul și roțile au fost proiectate la 10 de metri distanță. Martorii susțin că ambii șoferi ar fi avut viteză mare. De altfel, la unul dintre autoturisme, acul vitezometrului s-ar fi oprit la 220 de kilometri pe oră. Venea de la Frumușani, ca să ducem spre București. Am înțeles că ar fi vrut să depășească o coloană de 500 de metri. Și s-au înodat. De seama dacă i-a ferit motorul. O anchetă va stabili cine se face vinovat de producerea accidentului rutier. Traficul rutier a fost blocat în zonă aproximativ 4 ore. Viteza excesivă și depășirea neregulamentară au fost premizele care au dus la producerea acestei tragedii. Accidentul de la Frumușani a fost surprins de o cameră de supraveghere. Mergem acum la reporterul Observator Bogdan Dinu. Bogdan, bună ziua! Ce se vede pe imagini? Bună ziua! Întreaga tragedie a fost surprinsă de camerele de supraveghere amplasate în zonă. În imagini se observă cum mașina familiei vine cu viteză, cu o viteză foarte mare și se izbește pur și simplu de mașina care venea de pe sensul opus. Aceste imagini sunt desigur o probă importantă pentru anchetatori. Au ajuns la polițiști și sunt desigur analizate. Impactul a fost atât de puternic încât mașina familiei a fost pur și simplu aruncată de pe drum. Cel mai probabil toți cei 4 adulții, dar și cei 2 copii și-au pierdut viața chiar în acel moment, motiv pentru care medicii nu au mai putut să facă nimic. În cealaltă mașină, șoferul a fost rănit grav, așa l-au găsit și medicii, martorii l-au scos din mașină, iar pompierii l-au intubat și l-au dus în stare foarte gravă la spitalul Bagdasar Arsen din capitală. Acesta a murit însă în cursul acestei dimineți. România ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de morți pe șosele în accidente rutiere. Guvernul vrea însă să schimbe acest lucru prin strategia națională privind siguranța rutieră. Mai exact, au un plan să monteze mai multe radare mobile, camere video, pasarele pietonale, dar și limitatoare de viteză. Bogdan, îți mulțumim pentru aceste informații.